Oameni buni, bine ați revenit pe canalul vostru preferat de sfaturi medicale, informații aduse la zi despre sănătate și, nu în ultimul rând, YouTuberul vostru preferat, care, nu uitați, are niște obiective foarte serioase. Unul dintre ele este să slăbească 15 kg până în mai, iar astăzi a fost ziua întâi, suntem pumped up, ca să zic așa, făcut exerciții, început dietă, totul merge alță. Astăzi, în schimb, vreau să vă vorbesc despre un lucru foarte important, care este diabetul zaharat și măsurarea glicemiei. Mai multe pe această temă, sigur, vom face un episod dedicat, poate în zilele următoare, într-un vlog ulterior, însă astăzi vreau să vă arăt cum testarea glicemiei poate da niște rezultate extraordinar de eronate și te pot speria sau te pot liniști după caz. Glicemia se testează cu așa numitele testere de glicemie, adică niște aparate cu baterii, având niște mici teste numite bandelete care se introduc în aparat, tu te înțepi un pic în deget, curge o picătură de sânge, o ștergi, a doua picătură de sânge, atingi bandeleta, aceasta își trage sânge din picătura de pe degetul tău și îți analizează nivelul periferic al glucozei din sânge. Acesta trebuie să fie în mod normal, cuprins între 75 și 95, după unele cărți, în fine, până în 100 de miligrame pe decilitru sau 0,8, 1 grame pe decilitru. Da, ok, astea sunt valorile corecte. În general, toate dau valorile miligrame pe decilitru, deci 80-100 sunt valorile normale. Astăzi vom testa două aparate de la același producător, absolut identice. Unul are teste în perioada de valabilitate, proaspăt cumpărat, celălalt sunt niște teste mai vechi, expirate și lăsate pe principiu că n-a ce să expire la ele. Aparatele sunt de la același producător. Haideți să începem! Ok, deci în această parte avem testerul cumpărat astăzi cu testele în perioada de valabilitate. Sunt valabile până în noiembrie 2019. Sper că se vede. Ok. Iar în această parte avem un tester vechi cu teste expirate din anul 2016. Iată. Pe care o să vă rog să mă credeți pe cuvânt că le-am folosit destul de recent și mi s-a părut că au valori normale. Mai avem nevoie de un șervețel, care să ne ștergem și haideți să începem. O să utilizăm mai întâi testul de glicemie cumpărat astăzi. Aparatul vine la pachet cu 50 de teste gratuite. Bandeleta se introduce în aparat. Acesta ne va arăta, va începe să arate ultima valoare a glicemiei și vom face testul. Au! Prima picătură de sânge se șterge. Ulterior, următoarea se folosește atingând bandeleta. Aparatul acum lucrează. Și o să ne arate această valoare de 101 mg pe decilitru. Ok. Și acum, ce este o valoare normală, având în vedere că am făcut ceva efort fizic recent. Și acum nu mai are sens să mă înțep, pentru că este suficient sânge. Voi utiliza un test din acesta vechi, am scăpat, expirat, pentru că multă lume spune că testele expirate sunt la fel de bune. Ok, aparatul butează, la fel ne arată indicatorul că putem pune picătura, procedura este fix la fel, se atinge cu bandeleta picătura de sânge. Oho!
După acest aparat, eu sunt bolnav de diabet. Deci am luat o glicemie de 179, de 180 de miligrami pe decilitru. Ca orice test, ca să aibă valoare, trebuie repetat. Așadar, mai vom mai folosi încă o bandeletă din testul de glicemie cumpărat astăzi. Dacă mai curge sânge, da, mai curge. Vedem. Din nou o valoare similară și mai facem încă un test cu bandeletele expirate. Să rămân fără sânge în curând. A, 159. Mai bine de data asta. Deci primim rezultate foarte aleatorii. Ultima bandeletă. După aceea arunc acest borcan și aparatul cu totul nu o să mai folosească. Hai să mă înțep și în alt deget. Care e? Din asta. Ah, asta a durut mai tare decât de obicei. Tot cu aparatul vechi. Uuu, 189. Bolnav, domne. Așadar, oameni buni, această lecție trebuie să o învățăm cu toții. Este valabilă și pentru medicamente, dar iată și pentru dispozitivele medicale. Când avem un tester de glicemie cu teste expirate, nu vă panicați că aveți valori prea mari sau prea mici. Aceste teste au în compoziția lor niște enzime care în timp se degradează, de aceea au o dată de expirare. Consultați întotdeauna medicul când aveți nelămuriri și nu uitați că dacă ceva vi se pare sau considerați că este în neregulă, probabil că este și este important să mergeți la medic să verificați acest lucru. Desigur, nu trebuie să cădeți nici în partea cealaltă a comportamentului ipohondriac și să vă măsurați în continuu puls, tensiune, nu știu, glicemie și alte valori pe care le puteți măsura acasă. Dar este important să știți că, la fel și ca și în cazul medicamentelor, și testele de glicemie sau oricare alte dispozitive medicale trebuie să fie în perioada lor de valabilitate ca să dea rezultate cât mai aproape de valoarea normală. În cazul glicemiei, cea mai bună măsurare, cea mai corectă, cea mai acurată măsurare este totuși măsurarea din sângele venos, care o faceți la un laborator sau în cadrul unei unități medicale. Oameni buni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați-l mai departe pe Facebook, WhatsApp, Snapchat sau orice alt mediu de socializare care vă face fericiți. Eu sunt Radu Crișan, nu uitați, apăsați butonul de abonare dacă nu ați făcut-o deja și atingeți clopoțelul pentru a nu pierde următorul videoclip de pe canalul vostru preferat de sfaturi cu și despre sănătate. La revedere! Ce-a doar...